Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass-media. Vă mulțumim mult că ați găsit timp, că ați dat curs invitației la această conferință de presă, ca să discutăm despre politicile sociale a Guvernului Republicii Moldova, subliniez, a Guvernului Republicii Moldova din ultimii ani. Au fost mai multe guverne. Și astăzi fiind în nou scrutin parlamentar, iar suntem în campanie electorală, dacă e să vedem anumite declarații ale politicienilor, ce să vă zicem? Vorba unui lider politic de pe dreapta, numai minciuni. Astăzi, dacă dumneavoastră veți avea această dorință, o să vă aducem la informații și la cunoștință mai multe informații ce a făcut un guvern sau altul. Și cu lux de amănunte o să vă convingem că cele mai multe realizări în domeniul pensionării, salariilor, indemnizațiilor s-au făcut în anul 2020, în perioada când Republica Moldova a fost lovită de o criză de fără de precedent, de pandemie, atunci când ea a fost blocată, de fapt, de situație sanitară. În anul când a avut loc secetă, când avem pierderi economice, s-a făcut cel mai mult. Ca să începem, avem un politician care în campanie electorală aduce aminte de pensionari, asta este la modă, care iese la diferite emisiuni politice cu un desen, cu un procent. Aici eu v-am pregătit dumneavoastră mai multe exemplare. Sunt toate inițiativele guvernului precedent, absolut toate cu care Guvernul Republicii Moldova a venit în Parlamentul Republicii Moldova. Toate absolut. Ca dumneavoastră vă puteți documenta ce a făcut guvernul în anul 2019. Și de aici o să vedeți că practic nu este nicio inițiativă pentru pensionari. Nici una. Nici de jumătate de procent. Guvernul precedent nu a venit cu nicio propunere socială care ar viza pensionarii, invalizii, familii cu mulți copii și alte categorii de populație, care le numim categorii de cetățeni defavorizate. Nimic absolut. Aici sunt mai multe inițiative pentru justiție, instituționale, de care dorești. Dar atunci când, fiind în coaliție cu colegii din partide a fostului bloc acum, noi am avut un acord. În acest acord au fost incluse mai multe articole propuse cât de socialiști, așa și de blocul acum. Ceea ce ține de inițiativele fostului bloc acum, noi socialiștii, 36 deputați la acea etapă, am votat totul în tocmai, la 100%. Ne-am ținut de cuvânt, am onorat promisiunile. Și considerăm că este corect acest lucru. Chiar și în politica moldovenească, indiferent de coloratura politică, noi trebuie să onorăm promisiunile. Noi am fost un partener credibil și stabil. Ceea ce a lipsit colegilor, de aceea că am avut două acorduri de coaliție. Și în ambele acorduri dumneavoastră puteți să găsiți propunerile noastre a socialiștilor de ordin și cu caracter social, inclusiv ceea ce ține de pensii, de indemnizații, de salarii și așa mai departe. De fiecare dată când săptămânal abordam problema și solicitam avizul pozitiv a guvernului la inițiativele noastre, noi primeam un răspuns foarte laconic. Bani nu-s. De aceea o să prezentăm jurnaliștilor toate inițiative, le puteți verifica, le puteți analiza, le puteți, dacă doriți, să le comentați și să vedeți ce a propus guvernul Maia Sandu pentru cetățeni. Nimic. După care, doamna Maia Sandu a hotărât să plece
de la guvernare, de aceea că probabil a decis că poziția de prim-ministru o face vulnerabilă în campania prezidențială, că poziția de prim-ministru prevede mai multe responsabilități în domeniul salariilor, pensiilor, asigurării stabilității. Și a găsit un pretext cu un proiect de lege asumat de guvern cu privire la procuratura. În condițiile parlamentului funcțional, coaliției funcționale, unde găseam, poate nu ușor, dar găseam soluții. Pe cont propriu a asumat legea procuraturii, care ulterior a fost grav criticată de comisii de la Veneția, de partenerii din Europa și, ca final, a fost declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională. Probabil pentru stimată doamnă asta a fost o soluție, cum ea crede frumoasă, de a pleca de la guvern și de a intra în campania prezidențială din opoziție, având posibilitatea de a critica fără a răspunde în fața cetățenilor. Ce s-a întâmplat după noiembrie-decembrie 2019 încoace? Ce a votat Parlament și ce a avizat pozitiv guvern? Majorarea salariilor pentru medici. Chiar și în condiții de criză, în condițiile când înțelegeți foarte bine că economia a fost lovită dur de către pandemie, când economia a suferit grav, bugetul public național, până la urmă, a asigurat un nivel de venituri la nivel mai mare decât în anii precedenți. Nu cu mult, dar banii sunt mai mulți în buget. Faceți o analiză a cifrelor și eu chem presa independentă, echidistantă. Luați parametrii bugetului național și să vedeți că banii în 2020 în buget sunt mai mulți decât în anii 2017, 18, 19, în perioada de pace. Nici seceta nu a fost, nici de COVID, nu știam. Și acum sunt banii mai mulți. De ce? Că este disciplină financiară, că fiecare leu, banii publici, se gestionează eficient și evident eliminarea schemelor. Dacă dumneavoastră este să analizați, de ce vama în perioada COVID-ului aduce mai mulți bani decât în anii precedenți? Dacă așa cum strigă cineva că socialiștii, președinte Dodon, au preluat chipurile scheme, de ce vama aduce mai mulți bani în perioada COVID-ului? Logică simplă demonstrează că scheme au fost eliminate. De ce în perioada COVID-ului, secetei, bani sunt mai mulți în buget? De ce anul trecut nu s-au găsit bani pentru agricultori? Dar anul acesta agricultorii primesc compensații de aceea că a avut loc o secetă. Și aceasta, așa zisă opoziție, imediat cheamă oamenii agricultorii cu tehnică să vină la Chișinău. Guvernul și în această situație a găsit aproape 1 miliard de lei pentru agricultori în perioada COVID. Pentru majorarea salariilor medicilor am prevăzut și deja sunt bani în buget 30% 1 septembrie, 30% 1 ianuarie. Nu de aceea că cineva face lucruri frumoase. De aceea că este o necesitate vitală. Că cei din politicieni care au fost la spitale și au văzut condiții, înțeleg că medicii activează în condiții extrem de grave. Și eu personal am fost în mai multe instituții medicale. Nu de bună viață, de aceea că așa este situația. Și să vedeți medicii care sunt îmbrăcați în costume de protecție, fără posibilitate de a bea apă, de a mânca, de a merge la baie. Evident că de unde este, de unde nu, trebuia de găsit bani. Și iarăși este suma destul de mare care s-a găsit în buget. 1 septembrie, ca școlile și grădinițele din Republica Moldova să fie deschise, s-au găsit suplimentar 140 de milioane de lei. Bani destul de grei. Și atunci au fost mulți care spuneau, dar este sens, merită să fie deschisă școlile și grădinițe? Sau mai bine să nu riscăm?
Am văzut foarte bine că oamenii deja sunt obosiți. Ei nu pot activa normal atunci când copiii stau acasă. Și de aceea, cu respectarea anumitor norme organizatorice și sanitare, instituțiile de învățământ activează și s-au alocat suplimentar 140 de milioane de lei. Eu pot să vă povestesc mai multe, dar nu o să vă obosesc prea tare. 2020 este un an foarte dificil pentru Republica Moldova. Dar și în aceste condiții s-au găsit bani suficienți datorită disciplinii și bunei organizări. Chiar și Parlamentul Republicii Moldova a făcut economii de 10 de milioane de lei și banii au fost returnați în bugetul public național. Atunci când dorești, nu faci achiziții dubioase, nu te ocupi cu diferite scheme de spălare a banilor, dar încerci să găsești banii suplimentari pentru buget. Pensionarii. Împreună am votat indexarea pensiilor de 2 ori pe an. Din start în ce a fost ideea? Prima indexare este pentru toți și a doua pentru pensionarii cu vârstă, cu pensie sub 2000 de lei. Până la urmă am insistat și plafonul acesta a fost majorat până la 3000 de lei. Prima indexare a avut loc în 1 aprilie, 4,8, a doua 1,07, acum. Înțelegând foarte bine că dacă indexarea conform legii de astăzi este pentru toate categoriile de pensionari. Și dacă era să fie majorat nu cu 1, dar cu 10, 5%, urma să fie majorate și pensii mari. De aceea guvernul, în condiții când noi nu am avut posibilitatea să modificăm legea în Parlament, că noi nu am avut pentru asta elementar 51 de voturi, ca să putem aplica algoritmul diferențiat, să putem indexa pensiile diferit, nu am avut capacitatea să modificăm acest lucru în Parlament. Am fost destul de restrânși în acțiunile noastre. De aceea, guvernul a intervenit prin două plăți unice, 700 și 900 de lei. 900 de lei acum 1 octombrie. Acest lucru nu este un cadou. Este un adaos la pensie pentru pensionarii cu pensia sub 3000 de lei. Și dacă e să luăm acești 700 și 900, 1600 de lei pentru pensionarii cu pensie mică, care sunt 660 de mii, este un adaos serios pentru acești pensionari care poate fi, dacă calculăm în procente ca indexare, de la 4 până la 8% indexare în funcție de pensie, că sunt până la 3000 de lei, vă dați seama, și pensii de 900 de lei și 1400 și așa mai departe. Da, în perspectivă, noi dorim modificarea legii, aplicarea formulei diferențiate și dorim ca pensionarii cu pensii mai mici să primească mai mult de la stat. Pentru asta avem nevoie de o perioadă de stabilitate. Guvernul grecianei, din care a făcut parte și domnul Dodon, fiind viceprim-ministru, până în 2009, majora pensia anual cu 18-20%, dar era o perioadă stabilă. Ceea ce am văzut noi în anul 2020, chiar și dacă nu vorbim de pandemie, a fost ce doriți numai nu stabilitate. Lipsă de dorință ca să vină fondurile în Republica Moldova. Oare aceste fonduri vin personal domnului Dodon sau domnului Chicu? Sau vin pentru cetățenii Republicii Moldova? Au blocat banii din Rusia? Au făcut tot posibilul ca să blocheze fondurile europene? Ca să blocheze FMI-ul? Guvernul a avut capacitate și FMI-ul lucrează cu Republica Moldova. Dar oare această intenție de a bloca ședințele Parlamentului, de a bloca finanțările, în plină pandemie, de a trimite guvernul în demisie, cineva poate să afirme, chiar și fiind un susținător înflăcărat a dreptei noastre politice, că acest lucru se face în beneficiu cetățenilor? Oare merită ambițiile și frustrările personale a cuiva să ducă la destabilizarea în perioada pandemiei, ca să nu putem realiza, executa bugetul, ca guvernul să fie paralizat, ca să nu vină banii în Republica Moldova, ca oamenii până la urmă să nu primească nici majorări, nici plăți curente. De aceea, stimați jurnaliști, acest apel este mai mult către dumneavoastră.
V-am pregătit inițiativele guvernului președint și vă chemăm să le analizați și v-am prezentat careva realizări acestui guvern. Politicienii trebuie, la sigur, criticați și judecați de către alegători, dar pentru fapte, pentru cifre. Dar suntem deja, întreaga societate este obosită de această stare isterică, atunci când dreapta amenință, atunci când pur și simplu se face tot posibilul pentru a destabiliza situația. Dar de ce dreapta noastră nu poate veni cu un plan cât de cât pus pe hârtie? Ce sunt gata ei să facă pentru medicină, educație? De ce, fiind la guvernare, au închis școli? Au lichidat laboratoare și puncte medicale în Republica Moldova. 20 de laboratoare au fost lichidate. Oamenii au fost dați afară. Și astăzi cetățenii din mai multe raioane, ca să facă test, trebuie să vină la Chișinău cu transportul public până la capitală și cu transport public deja prin oraș. Ca să facă un test, deseori și în laboratoare private. Asta a fost guvernarea pretins pro-europeană. Atunci când se închideau școlile, noi înțelegem foarte bine raționamente financiare. Dar nu este vorba doar de raționamente financiare. Atunci când închidem instituții de învățământ, ce viitor așteaptă acele sate? Dispariție. Și de aceea, atunci când veniți și criticați pe altcineva, prezentați ce ați făcut dumneavoastră, domnilor, doamnelor, și prezentați o viziune ce veți face. O să majorați pensia mai mult decât a fost majorată de guvernul Chicu. O, vă asumați acest lucru? Spuneți, dați o cifră. Vă temeți. Și n-a să spuneți. De aceea că aveți două cuvinte sau două fraze laconice. Bani nus și jos Dodon. De aceea nu ne este rușine de acest guvern. Da, înțelegem foarte bine că au fost și greșeli. Evident că nimeni nu a avut experiență necesară. Cum de gestionat situația în pandemie? Cine are capacitate de analiză o văzut. Situația în țările europene, în Statele Unite, peste tot medicina se află într-o stare foarte gravă, critică. De aceea că și țările mai civilizate, mai prospere decât Republica Moldova nu au avut asemenea experiență și nu erau pregătiți. Și dacă doriți să spuneți că cineva era să gestioneze situația mai bine, vă greșiți amarnic. O scurtă analiză. Ce au făcut miniștrii în august anului 2019? Ce au făcut miniștrii în anul 2020? Miniștrii care nu au avut nicio zi de odihnă, cum este doamna Dumbrăveanu, care astăzi conduce un minister în condiții extrem de grave. Zilnic este murdărită, este criticată într-un hal, într-o manieră de care doriți, numai nu politică. Doamna aceasta nu a avut nicio zi liberă. Alți miniștri, ministrul finanțelor, prim-ministru, alții, ei nu au avut odihnă. Și ei zilnic au combătut situația și căutau soluții pentru probleme. Cine este mai bun? Și cine a demonstrat acele capacități? Cetățenii Republicii Moldova au o memorie deosebit de bună. Și țin minte cine a votat dispoziții secrete pentru Banca Națională, furturi bancare, au modificat lege cu privire la Banca Națională, toți frumușel. Împreună au votat aeroportul și alte. Și acești oameni vor să ne învețe astăzi și ne dau lecții de moralitate? Ne pare rău la ce a dus politica din Republica Moldova. Tehnologii, isterizare, panică, destabilizare, ce dorești? Numai nu o discuție serioasă cu cifre. De ce, fiind la guvernare, nu ați avut capacitate să dați pensionarilor niciun procent?
Apropo, ce ține de pensii, recalcul la pensii, doamna a ieșit și a spus că este meritul ei. Chiar și aici este o minciună. A fost pornit de către guvernul Filip, dar însăși mecanismul a fost dus până la sfârșit în 2020 de guvernul Chicu. Pensii pentru moștenitori în 2020 și alte lucruri. Dublarea indemnizațiilor pentru invalizi în 2020, în perioada COVID-ului. Și sunt banii în buget care pot fi verificați, transparent. Nu este o invenție nu știu cui. De ce nu ați făcut acest lucru, dragi contracandidați, în această campanie electorală? Și de ce nici nu promiteți? De aceea că toate declarațiile dumneavoastră, în afară că este o minciună crasă și manipulare, nu este nicât decât vorbe goale, așa cum le-am auzit noi în campanie electorale precedenți. Moldova fără corupție, fără sărăcie, fără nu știu ce. În realitate, oamenii toți acești ani doar au fost sărăciți. Iar pensia și salariul au fost depreciat, devalorificat. De aceea acest guvern, chiar și cu greșelile, a făcut mult mai mult decât cei precedenți. Și suntem gata să vă prezentăm cifre. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări. Domnule Bătrânce, Vasile Gheorghe, Vlad, profitând de faptul că sunteți în fața noastră ca reprezentant al Partidului Socialist, ieri colegul dumneavoastră, Mizdrencu, a făcut o postare pe Facebook în care a publicat și poze de la Tiuți, acolo unde a fost inaugurat mai fast cu tăierea panglicii roșii, un WC-ul sau reparația lui. Ulterior a șters postarea și nu a mai urmat niciun comentariu. Doar astăzi, președintele Igor Dodon a spus că a fost până la urmă un gest de PR și un gest prostesc. Dumneavoastră, cum calificați acțiunea de ieri și folosirea copiilor în acel eveniment? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Da, într-adevăr, a fost și este o greșeală. Am sesizat și noi acest lucru, că în asemenea situații, proiecte, trebuie să avem un comportament mai modest. Și oamenii asta apreciază la justă valoare. Eu cred că a fost un gest a colegilor noștri din Râșcani, care sunt tineri. Sper că au făcut concluzii pe toată perioada activităților politice înainte. Este o echipă tânără și activă. Știu că ei fac multe proiecte în satele raionului Râșcani. Dar asta este politică, că uneori e suficient să faci o greșeală și să pui sub semnul întrebării tot ce ai făcut până acum. Într-adevăr, nu arată bine acele poze din blocul sanitar. Într-adevăr, nu trebuia publicate, nu trebuia promovate și cred că o să fie o lectură și lecție bună pentru toți. Dar ce să vă zic, ce să comentez, ieri au fost multe comentarii din partea personajelor politice care au condus guverne, care au condus ministerii și care nu știau că în Republica Moldova sunt școli unde copiii iarna la frig se duc afară să facă treburile lor. Și câte școli au fost construite. Iată, ieri am văzut o emisiune a domnului ministru educației care a recunoscut că în perioada independenței în Republica Moldova nu a fost construită nicio școală. Câte blocuri sanitare au făcut acei politicieni care au criticat ieri destul de dur gestul deputatului tânăr din raionul Râșcani. Și pot să vă zic, uneori mai bine să faci și să greșești, decât să nu ai nicio realizare și reșind să nu ai nici greșeli. Eu cred că s-a comentat foarte mult ieri și s-a profitat de această situație, inclusiv și în campania electorală. Ați văzut oare dumneavoastră în această poză pe domnul președinte Dodon? Evident că nu. Dar câte declarații tăioase au fost anume la adresa domnului președinte? De aceea fiecare situație trebuie tratată ca atare. A fost o greșeală, sper să fie o lecție pentru mai mulți politicieni, dar totodată atragem atenție că problema blocurilor sanitare există și guvernele precedente nu au făcut aproape nimic pentru a schimba situația în școlile din sate. Lichidau școlile, închideau școlile. Așa soluția vedeau acești politicieni. Asta este și răspuns, dacă doriți.
Tot astăzi, președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Cucuriță, a spus cam același mesaj, că sunt vinovate guvernele anterioare și a spus că în urma acestui caz, Partidul Socialiștilor ar urma să lanseze un fel de campanie pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli. Iar președintele Igor Dodon declara astăzi că aproximativ jumătate din instituțiile de învățământ din țară au niște WC-uri într-o stare absolut precară. Întrebarea este de ce avea acum socialiștii din o astfel de inițiativă? Chiar vă chiar vă mulțumesc pentru această întrebare și sper că răspunsul meu să fie regăsit în acele știri care dumneavoastră o să le faceți. În ultimii ani, echipa Partidului Socialiștilor în raionul Republicii Moldova a contribuit la reparație blocurilor sanitare în cel puțin 200 de instituții de învățământ, școlare și preșcolare, blocurile sanitare și restul. Și pot să vă zic că dumneavoastră nu o să găsiți nicio fotografie, poză, cum noi făceam acest lucru în teritorie. Și am avut multe proiecte cu satele noastre, fără a face mare publicitate, inclusiv cu fondul primei doamne, inclusiv cu ajutorul asistenței din afara țării, care venea absolut transparent în Republica Moldova. Și de aceea noi avem aceste realizări, inclusiv și cu blocurile sanitare. În ultimii ani, bine, eu cred că vom discuta cu colegul nostru, domnul Furculiță, poate vom prezenta aceste cifre, rapoarte, nu în poze, dar în cifre. Dar ne-am ocupat cu acest lucru. Pot să vă spun suplimentar, ratingul Partidului Socialiștilor, care dumneavoastră cunoaște bine, este destul de solid, se datorează activității noastre în teritorii. Noi n-am dormit nicio zi, noi n-am avut niciodată pauze între campanii electorale, am fost activi în teritorii, de aceea avem și rezultate electorale. Ieri a fost un exces de PR, de promovare, dar noi am avut multe măsuri de este fără a face publicitate. Spuneați că PSRM a contribuit în multe acțiuni de astfel de reparații, da, dar totuși președintele Dodon spune că jumătate dintre școli au în continuare WC-uri afară. Evident că infrastructura satelor a degradat în ultimii 10 de ani. Evident că noi nu am avut capacitate până acum să lansăm campanie națională. PSRM... Guvernul Chicu de ce l-a făcut? Bine, eu pot să vă spun că este finanțare destul de bună pentru școlile și grădinițele în Republica Moldova. Evident că în perioada COVID-ului eram în condiții destul de critice. Dar și în această situație eu pot să vă prezint cifre, este nevoie de 5-10 minute, câți bani s-au alocat pentru reparații capitale în școli de sate. Se repară și astăzi mai multe școli. Dar evident ai nevoie de o perioadă de timp destul de lungă, de bună, pentru a aduce școlile din Republica Moldova la o stare cât de cât. Situația a degradat mult. Guvernele anterioare au mers pe linia de optimizare. S puțin copii, lichidăm școală. Astăzi avem mai multe școli mici care se mențin datorită fondurilor extrabugetare. De aceea că în raionile mici, cum e Taraclie, cum e Basarabească, cum e Ocniță și altele, fiecare an se găsesc banii extrabugetari pentru a permite funcționarea menținerea școlilor. Și pot să vă zic că asta nu e laudă, noi într-adevăr am făcut multe acțiuni în acești ani pentru a menține mai multe școli. Bine, nu am făcut PR, dar o să discutăm cu colegii de partid, poate vom prezenta cifre. Câte școli sătești au fost păstrate sau au beneficiat de ajutorul din partea echipei noastre pentru a menține activitatea. Ultima întrebare. În ultimele zile au zburat multe săgeți în direcția atât a președintelui Dodon, cât și a Partidului Socialiștilor în privința acelei înregistrări prealabile la Comisia Electorală Centrală pentru deschiderea secțiilor de vot peste hotare. După ce s-a încheiat acest proces, vedem că în Italia sunt peste 12.000 de înregistrări, Marea Britanie și Germania aproximativ 10.000, Federația Rusă 6.000 și cu toate astea, acum cercul cere deschiderea 38 de secții de votare Federația Rusă, de aproape 4 ori mai mult decât alegerile parlamentare din 2019. Unii concurenți politici, ca să spun așa,
Răspund că Partidul Socialiștilor și Cordonul pregătește fraudarea legilor prin intermediul secțiilor, multor secții de votare din Federația Rusă. Este o minciună, este un fals și este totalmente lipsit de baze și de argumente. De bază și de argumente, de cifre. Oare dumneavoastră găsiți corect situația a ultimelor campanii electorale atunci când pentru cel puțin 400-500 de mii de cetățeni în Federația Rusă au fost deschise doar 5 sau 8 secții de votare? Adică o secție la 50 de mii de oameni. În Italia, de exemplu, în Europa 200 de secții de votare. Adică dacă se lua media, câte o secție pentru 2.000-2.500 de cetățeni. Adică diferența de 20 de ori în abordarea, în atitudinea noastră față de proprii cetățeni. Eu acest lucru am spus personal și doamnei Maia Sandu la o emisiune. Că din start dumneavoastră discriminați cetățenii pe criteriul unde ei află, se află, în ce limbă vorbesc, cum gândesc. Oare este diferență atunci când Republica Moldova primește remitență? Din Federația Rusă vin câteva sute de milioane de dolari pe an. Oare acești oameni nu merită secții de votare? Dacă e să vorbim de falsificări, eu nu am văzut aceste semnături. Comisia Electorală Centrală a declarat că va verifica calitatea acelor semnături. Dar ele sunt cu mult mai puține, 10-12 ori, decât în Europa. Adică, dacă am merge pe această abordare și dacă e să credem în aceste falsuri, în Federația Rusă urma să fie colectate nu 4-5 mii de semnături, dar se putea de adunat probabil și 40 și 50 de mii și de echivalat cu Europa, dar vedeți rapoarte. Federația Rusă față de Europa, diferența este în 10-12 ori. Domnule Otrece, dumneavoastră spuneți că cetățenii noștri aflați în Rusia într-un fel au fost discriminați în ultimii ani. Da. Și în 2019 au fost deschise 11 secții de votare, au votat 4.500 de oameni, aproximativ 300-400 de oameni într-o secție. Iar în secțiile din Italia, din Marea Britanie, au votat 3.000 de oameni și nu le-au ajuns buletine de vot. Deci nu se prea votează în Rusia. Nu. Pentru ce e nevoie de deschis secții în localitățile îndepărtate ale Rusiei? Înțelegeți cum dumneavoastră, sau mai bine zis, nu dumneavoastră, dar acei care promovează aceste mesaje... V-am adresat o întrebare. Da, păi eu și răspund la această întrebare. Analizează foarte subiectiv. În 2019, secțiile de votare în Federația Rusă au fost deschise în condițiile guvernului Vladimir Plahotniuc. În localitățile unde sunt foarte puțini moldoveni. Dar în orașe mari, sau a fost deschisă o secție de votare două, sau nu au fost deschise deloc? Deci măcar la Moscova nu s-a votat masiv. În două secții au fost 1.600 de oameni. Faceți o investigație jurnalistică. Cum, de exemplu, au fost modificate adresele la aceste secții de votare? Cum până la ultima clipă aceste secții de votare nu primeau finanțare? Și s-a făcut, până acum s-a dus o politică de discriminare a cetățenilor noștri care se află în Federația Rusă. Oare asta este secret? Nu este secret. Noi nu dorim altceva decât o atitudine legală față de cetățenii noștri. Constituția Republicii Moldova garantează dreptul cetățeanului de a alege și de a fi ales. Nu este treaba Guvernului, Comisiei Electorale Centrale sau mass-mediei de a decide unde deschidem secțiile tale sau dacă nu le deschidem. Statul Republica Moldova urmează să garanteze dreptul cetățenilor să aleagă. Cei din Federația Rusă mereu au fost discriminați. Și eu sunt sigur că dumneavoastră înțelegeți de ce. Și pot să vă zic că dacă dumneavoastră e să analizați cifre, cât cetățenii... Cât cetățeni au votat în Federația Rusă, nu, bine, au votat puțin, de aceea că v-am explicat, parcă, că au fost secțiile de votare care erau deschise într-o localitate unde nici nu trebuiau să fie deschise. Că acolo nu sunt moldoveni. Și evident că rezultatul a fost care a fost. Dar adresele care s-au solicitat la Moscova nu au fost luate ca și hotărâre. Dar oricum, dacă e să reșim din situația că nu votează mult cetățenii în Federația Rusă, credeți-mă și în 2016 și acum
numărul de persoane care vor vota în Federația Rusă nu va influența rezultatul final al scrutinului. Cum nu va influența rezultatul final nici numărul cetățenilor care votează în regiunea transnistreană, pe malul celălalt. Dar uitați-vă ce mesaje se promovează deja de o lună. Că alegerile vor fi falsificate anume din cauza Rusiei și Transnistriei, care ca număr total de alegători care se prezintă la urna de vot, nu influențează rezultatul. Pentru ce atunci această panică? Pentru ce această... A, eu personal nu cred și nu cred că dumneavoastră credeți în această diferență. Și eu astăzi cred, haideți, ne vedem după scrutin electoral și o să vedeți că aceste cifre nu influențează. Până la urmă, decizia va fi luată în mare parte de cetățenii care se află în Republica Moldova. Matematic, votează mult mai mulți decât votează diaspora. Dar, încă o dată, repet, aceste aberații că alegerile vor fi falsificate din cauza acestor cetățeni, în afara faptului că iarăși este o dezbinare a societății, o discriminare a anumitor cetățeni, este lipsit de logică. Nu vor influența aceste voturi rezultatul scrutinului. O să vedeți. O să vedeți și cred că deja înțelegeți că este așa. Și doi, cum poți vorbi de falsificare în condiții în care Dodon este liderul tuturor sondajelor? Chiar și sondajelor care le face ambasada Statelor Unite și care le are doamna Sandu la îndemână. Și le are la dispoziție. Tu poți vorbi de falsificare atunci când tu, Maia Sandu, ești pe primul loc, dar Dodon pe locul 44. Dar Dodon este favoritul. Și are în spate susținerea cel mai mare partid, cu 37 deputați, cu structuri în fiecare teritoriu, cu sute de primari, cu mii de consilieri, și cu sute de mii de votanți, de alegători. Ce atitudine urmează să aibă acești oameni față de această declarație? Oare doamna Sandu se află pe primul loc cu 80%? Nu. Liderul este domnul Dodon. Și din start această campanie de panică, de isterizare a populației, ea nu duce la nimic bun și probabil că colegii doamnei Sandu îi fac o mare defavoare atunci când îi sugerează acest mesaj. Ce provoacă acest mesaj pe dreapta? La alegătorii. Așa asta, ca temă de acasă să vă gândiți. Vor veni la alegeri. Masiv? De aceea noi considerăm că Dodon este cel mai cointeresat astăzi și Partidul Socialiștilor ca acest scrutin să fie corect. Noi suntem primii interesați. Și noi niciodată în activitatea noastră nu am folosit metode obscure așa cum au folosit partidii de dreapta. Cum a făcut-o Pelemie, PD și alții cu furii de tiruri, camioane cu crupe, cu nu știu ce, cu coruperea alegătorilor. Noi aceste metode niciodată nu le-am practicat, le-am condamnat și împreună cu blocul acum, în 2019, am organizat scrutinul local, alegerile locale generale. A ieșit doamna Maia Sandu și a declarat că acest scrutin în premieră a avut loc liber și corect. A avut caracter. Și de aceea noi suntem cointeresați și noi vom face tot posibilul ca acest scrutin să fie la fel. Așa cum a lăudat anul trecut socialiștii doamna Sandu. Nu vor fi falsificări, cumpărări și diferite lucrurile care până la urmă nu fac față guvernului. Ați organizat din regiunea Transnistreană, vor fi? Haideți așa. Oricum, nu o să reflectați punctul nostru de vedere. Vă trebuiește doar să vă confirm ideea dumneavoastră. Dar este partea juridică și este partea politică. Partea juridică astăzi nu interzice ca la mai multe secții de votare din Italia să vină oamenii organizat. Numai aici se explică că ei singuri organizează transportul. Dar în cazul Transnistriei, din start, nu se acceptă ideea că oamenii au capacitate să iei o unitate de transport, să vină. De ce? Că ăștia sunt buni. Cum ați putut să vedeți cum îți instruiți?
Eu tot am văzut... Imagine video. Eu am văzut pe internet multe chemări că autobuzele în orașul Verona o să fie acolo, în orașul Cutare o să fie aici, o să fie dincolo. Eu știu foarte bine, cum știți și dumneavoastră, cât costă chiria unui autobuz în Italia. Costă bani frumoși. De aceea, haideți să nu ne abordați cu asemenea lucruri. Încă o dată vă repet. Din punct de vedere politic, este un gest ok de a transporta alegătorii sau nu? Noi nu am transportat alegătorii. Noi, Partidul Socialiștilor... Și în plantii noiembrie nu vom vedea astfel de... Noi, Partidul Socialiștilor, nu organizăm transportatorii. Noi avem agitatori în fiecare sat. Noi mobilizăm, noi avem metodele și instrumentele noastre de mobilizare a oamenilor. Noi credem în aceste metode. În fiecare sat noi ceva am făcut. Noi avem imagine, noi avem mii de consilieri. Și noi prețuim, apreciem imaginea noastră. Și noi dorim, prezentați cum doriți, ca să voteze cât mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, care trăiesc pe celălalt mal. Noi dorim ca ei... Noi dorim ca ei... să participe în procesele constituționale din Republica Moldova, ei să fie integrați în procese politice. Noi considerăm că suntem un popor, noi considerăm că suntem aceeași țară. Și noi condamnăm declarațiile, atitudinea de discriminare a celor cetățeni. De 30 de ani, nume dreaptă, sperie mereu malul celălalt și joacă cu elitele oligarhice din Transnistria. Nu știți acest lucru? Nu ați auzit niciodată, nu ați făcut investigații jurnalistice. Dar noi dorim ca cetățenii din acea regiune să pot participa la alegeri, să fie încadrați în viața noastră politică, să aibă un rol activ și până la urmă să găsim soluție și să reîntregim țara. Că asta va fi bine pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent pe ce mal ei locuiesc. Dar această retorică sterilă, eu am obosit de această retorică. Învinuiri sterile, fără niciun... Eu sunt gata să mă așez, invitați-mă. Voi vine la jurnal. Să discut cu cineva... Nu e condamnabil gestul în care noi posibil vom vedea iarăși autobuze și microbuze transportând alegători din regiunea transnistreană. În condiții în care noi nu avem acolo secții de votare. Secțiile de votare vor fi deschise acolo unde este jurisdicția oficială a Republicii Moldova, de fapt. Oamenii pot veni cu transport, oamenii pot să se organizeze și să vină la alegeri, așa cum ei pot fi organizați și în Europa. Și vă rog frumos, atunci când condamnați pe cineva, nu faceți așa, că nu vedeți cum cineva organizează transport în alte părți, numai că sunt cetățenii care locuiesc și muncesc în Europa. Aveți același comportament, aceeași atitudine și abordare față de toți cetățeni. Eu v-am răspuns la întrebarea. Dumneavoastră aveți alt punct de vedere. Dar dumneavoastră... Microbuzele Natasha. Înțelegeți cum? Nu vă... Înțelegeți cum? Dumneavoastră sunteți jurnalist. Și eu așa cred, poate eu greșesc. O să mă corectați. Că dumneavoastră reflectați toate punctele de vedere. Dar eu văd acum, așa cum văd o atitudine la unele mass media, parcă am în față un oponent politic. Că dumneavoastră vreți anume să promovați un punct de vedere. Eu am vrut să obțin un răspuns. Pentru mine, dacă condamnați sau nu transportați. Înțelegeți cum? Eu răspund ceea ce consider să răspund eu. Dar să nu vă confirm mesajul politic al dumneavoastră. Eu consider că cetățenii din Transnistria trebuie să participe în procesele constituționale și trebuie să exercite dreptul lor la vot. Eu consider că este un pas important în reîntregirea Republicii Moldova. Și eu condamn cu vehemență atitudinea discriminatorie. Parcă cineva este mai suprem decât cineva față de acești cetățeni. Și pe urmă, în baza acestor declarații, noi avem regresii mari în dialog politic între Chișinău și Tiraspol. Și eu consider că anume această retorică ne încurcă să reîntregim țara. Asta este poziția mea, atitudinea, dar eu cred că postul dumneavoastră de televiziune nu va prezenta punctul meu de vedere. Vă mulțumesc. Eu mă întrebam câtă putere decizia are alegătorul care a dus microbuzul, organizat, instruit cum să voteze și a achitat câte 20 de euro sau 20 de dolari. Sunt înregistrări video. Asta doar mai întrebam dacă acel alegător are un liber arbitru de a decide. Eu consider că coruperea alegătorilor este o crimă gravă. Și eu condamn pe LDM
deputații și mine și alte partide de dreapte care au fost primii, pionieri în coruperea alegătorilor. Nu a fost așa ceva până în 2009. Cu asta au venit partide de dreapte cu drapelul european, cu coruperea, cu crupe, cu zahăr. Șordor este un moștenitor acestor tehnologii. Noi, partid de stânga socialiști, niciodată nu am umblat cu coruperea alegătorilor. Niciodată. Eu am făcut sute și mii de instructaje în teritoriu. Niciodată, la niciun instructaj în teritoriu, nu am chemat, haideți să găsim niște voturi să le cumpărăm. Mereu am spus că noi trebuie să convingem oamenii. Că nu poți tu câștiga alegerile prin fraudă și corupție. Aceste lucruri au practicat Filat, Plahotniuc și Șor și alții. Și asta nu are nimic cu Partidul Socialiștilor. Vă rog. Asigurarea medicală gratuită pentru veterani, care ar fi trebuit să fie în această săptămână la Parlament din nou. Ce s-a întâmplat? De ce nu v-ați întâlnit în ședință plenară? Evident că bugetul CNAS, CNAM, aceste bugete sunt consolidate. Și ele ies din banii disponibili. Și aceste calcule le face Guvernul Republicii Moldova. Conform Constituției Republicii Moldova, orice aviz, orice inițiativă legislativă care ține de majorarea cheltuielor bugetare, trebuie să aibă aviz și să treacă prin guvern. Asta este Constituție, asta este practică. Colegii de dreaptă, care au propus niște amendamente care țin de cheltuieli bugetare, le-au propus perfect ilegal și anticonstituțional. Noi dorim să ajutăm toate categoriile de populație. Dar este o procedură și este un buget. Colegii într-o ședință ne-au propus nu doar acest lucru, dacă dumneavoastră ați analizat, dar și majorarea salariilor medicilor în două ori. A venit un coleg tot dintr-un partid de dreaptă și a spus că hai să mai dăm niște miliarde de lei suplimentar la agricultori. Toate aceste lucruri, inițiative, în afară faptului că sunt populiste, nu au avut nicio acoperire legală. De aceea că nu au trecut prin guvern și nu au fost identificați bani. De aceea noi susținem orice inițiative sociale atunci când lucrăm în echipă, toți 101 deputați responsabili, găsim bani și votăm. Această inițiativă, ca și altele, are menire să provoace un conflict în societate. Iată, socialiștii nu vor aceste inițiative. Este minciună. Noi dorim să majorăm cheltuielile sociale. Și v-am prezentat majorarea salariilor pentru medici, pentru pedagogi, majorarea pensiilor cât este posibil, alocații, dublarea alocațiilor pentru invalizii, sunt zeci de mii de invalizi. Și alte lucruri am contribuit la compensații pentru agricultori care au suferit din cauza secetei. Și de aceea nu puteți spune că noi nu dorim. Și ne pare rău că cineva manipulează opinia publică așa de ușor. Ei cunosc foarte bine autorii acestor amendamente, că el nu poate fi examinat în plen și nu poate fi votat. De ce? Că ei cunosc foarte bine procedura. Dar acești colegi intenționat merg împotriva procedurii și provoacă anumită nemulțumire a unei părți ai societății. Dacă e să vorbim despre participanții la acele evenimente tragice de pe Nistru, a fost dublată indemnizația lunară. A fost oferită poliță pentru acei care nu sunt angajați în câmpul muncii. Colegii au propus ca și acei care sunt angajați în câmpul muncii să primească poliță gratuită. În afară faptului că a fost încălcată intenționat procedura și Constituția, ei doar nu v-au spus că pentru veteranii angajați, plătește angajatorul poliță. Și de ce noi trebuie să aducem la situația când angajatorul să nu primească, plătească poliță medicală? Noi, până la urmă, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Azi discutăm de asigurare medicală obligatorie o categorie. Mâine trebuie să scutim pe medici, ei doar sunt pe prima linie. Păi mâine pe pedagogii sunt pe prima linie. Pe urmă pe polițiști, ei sunt pe prima linie. Și la ce noi ducem? La blocarea situației în medicină. Medicina rămâne fără bani. Acest lucru doresc autorii acestor inițiative populiste.
Probabil că da. Că până la urmă noi nu am votat la ultima ședință a Parlamentului proiectul 105. Eu sunt sigur că jurnaliștii ați făcut cunoștință cu proiectul 105, ați văzut că el prevede, la sigur ați observat, ați scris despre asta, că el prevede anumite ajutoare materiale pentru anumite categorii de cetățeni. S-a blocat tot proiectul 105 și tot ce ține de activitatea fondului medical. Pentru ce se face acest lucru? Pentru a da peste nas socialiștilor? Eu nu cred că asta este scop în sine. Problema este că noi venim, în cazul de față, cu abordările nu doar populiste, dar și periculoase. Noi am explicat, colegi, și credeți că dacă se blochează medicina, bugete, chestii, o să fie rău doar socialiștilor? Și o veniți la guvernare voi, cei de pe dreapta? Vă greșiți amarnic. N-a să rămână nimic din această clasă politică. Și o să fie greu tuturor. De aceea noi am îndemnat, colegii, haideți așa, iată ce s-a făcut în acest an pentru participanții ministru. S-a făcut mai mult decât s-a făcut până acum. Mai mult s-a făcut. S-a dublat indemnizația, s-au dat polițe gratuite pentru cei care stau acasă și nu sunt angajați. Dar la această etapă nu era posibil pentru cei angajați. Lasă angajatorii unde muncesc acești cetățeni să achite impozit medical. Noi doar avem nevoie de bani pentru medicină, avem. Din păcate, dumnealui a fost exclus din această cursă și a declarat că cumva unul dintre motive a fost și faptul că nu a avut susținerea guvernării de la Chișinău, ba mai mult, a fost supus și unor presiuni de aici. Vă rog să-mi spuneți dacă cunoașteți pe această situație, ce s-a întâmplat. Stimată doamnă sau domnișoară, nu cunosc absolut nimic despre această situație și logic nu pot și nu am ce comenta. Vă mulțumim mult și vă doresc o zi bună. Mulțumim. Da.